mulți ani, Cristi! Bine ai venit! Bine te-am regăsit pe anul 2022. Păi 2022 n-am apucat să ne vedem. Așa. Anul 2021 ne-am văzut. Îți salut toată echipa. Salut toată echipa. Până în ultima până zi. În ultima zi. Ce revelion frumos. Ce frumoase au fost filmările. Da. S-a rămână. Curat. Mulțumim foarte mult. Și scurt așa. Noi nu ținem lumea. Nu, mi-a plăcut. Mult. Repetăm figura. Repetăm figura pentru repetăm 2023. Repetăm figura. Mulțumesc Stelianei, lui Constantin Enceanu și atâtor și atâtor artiști care au fost alături. Și trebuie să le mulțumim oamenilor de acasă care ne-au urmărit într-un număr foarte mare. Da. Lucrul ăsta este absolut minunat. Pe de altă parte, însă, hai să vedem cu ce cu ce gânduri și ce se mai întâmplă cu Steliana Sima. Toate bune și frumoase, mă străduiesc și eu ca orice om să, și ca orice artist și ca orice femeie și tu știi bine și înțelegi în profunzime ce spun acum, încerc să mențin kilogramele, încerc să mănânc cât mai corect, cât mai corect posibil, atât cât am renunțat la foarte multe lucruri care... Adică? La ce ai renunțat? În ce privește alimentele, am renunțat și am făcut curățenie din toate punctele de vedere. Că sunt foarte curios cum ai făcut curățenie. Da. O femeie gospodină când face curățenie face bine, nene. Da. Deci... ce curățenie? Unde ai curățat? Zi-mi și mie, ca pe și unde? Am făcut curățenie ca și în bucătărie. Am făcut curățenie în viață. Adică... sunt oameni care te-au dezamăgit și ai făcut curățenie? A, bine, absolut. Da. În primul rând, mi-am curățat paginile de socializare. Așa. E adevărat că mi-am sunt tot soiul de oameni viața. Care n-au ce căuta. Exact. Da. Petrică Mățu făcea lucrul ăsta întotdeauna și îmi spunea: soro, cine nu are... ce... sunt mulți care n-au ce să caute pe pagina mea. Și atunci, delete. Foarte delete bine. Imediat, dragul de el. Ai judecat foarte corect. Da. Și am făcut și eu același lucru. Am făcut și în viața de zi cu zi. Băi, și mie este bine așa cum sunt acum. E foarte bine. Sunt un om împlinit, că am o familie frumoasă. Am nepoțelul ăsta de 9 luni de zile care mă... Ei, spune-mi aici cum e treaba. Sunt în extaz, așa, știi. Abia acum încep dințișorii. Trebuie să te ții după el să te aplici. Ce fel de bunică ești? Ne-a cocoșat. Nu sunt bunica aia pe care cea posesivă de care tot vă spuneam, că n-am loc de părinți. Ei sunt... ei că sunt n-am cu, loc de amici. N-am loc de ei. Sunt niște părinți exemplari. După carte totul. Vladimir se bucură de cea mai mare dragoste, de cea mai mare atenție, afecțiune, îngrijire și n-am loc de ei. Excelent, asta mi-a plăcut. Da, mi-a plăcut foarte tare. Da? Vine momentul în care intră Steliana în rol, în calitate de... vine el la mine încet, da. Când noi spunem bunii, spune bunii, ce faci tu bunii, dragului, bunica? Și deja el pe cameră, știi, când vorbim la telefon, nu are voie nici aici decât foarte puțin. Zic, mă, dă-l puțin să socializăm, să nu mă uite și eu nu-l uit pe el, dar să nu mă uite. Da, și se uită la mine și când mă vede imediat resare și râde și trebuie să... acum o ia cu din piciorușe, da? Și ne-a cocoșat, trebuie să stai după el numai unde vrea el și măsoară el cât ți... deci măsoară terenul, știi? Așa este. Și trebuie să ai grijă să nu cadă, că la început trebuie să fii puțin atent. N-a existat lovitură, căzătură, despre ce vorbim? Nu? Cum? Vai de mine, nu? Foarte tare. Nu, da. Uite, de exemplu, bunii, că bunii e bunii, dar pe de altă parte, puțină lume știe că bunii este o pasionată în zona sporturilor extreme, a experiențelor astea extreme, pe care înțeleg că le-ai avut, acum te-ai mai potolit. Am fost, Cristi. Adică dă-mi exemplu care a fost cea mai extremă chestie pe care ai făcut. Nu mai am adrenalina aia de altă dată. Înainte, dacă venea cineva cu o provocare, hai să sărim cu parașuta, hai să, eu știu, să facem o scufundare, hai să, nu știu, orice. Da? Le-ai făcut? Am sărit cu parașuta, am trecut cu mașina, am făcut o cascadorie, am trecut cu mașina prin foc și n-am avut nicio treabă. În schimb, acum, nu știu de ce s-a produs acest declic și spune nu. Conștientizez mai mult riscul. Știi? Când a venit factorii momentul ăsta? De risc. Cred că de vreo
2 ani așa. 2 ani. Da, pe la 55 de ani așa. Are legătură cu vârsta sau are legătură cu perioada prin care trecem și atunci poate că Nu, dacă la asta te referi, nu are legătură. Nu, eu iau această perioadă așa cum este ea, am reușit să o iau și până acum și o iau în continuare, pentru că oricât aș vrea să schimb, nu schimbăm noi lumea. Alții ne-o schimbă nouă, dar noi nu putem și noi trebuie să învățăm să ne adaptăm și să trecem, să acceptăm și să învățăm să trecem ușor prin tot ceea ce ni se prezintă nouă și ni se face. E adevărat. Dar trebuie să ne păstrăm credința. Orice poate să ne ia pe lumea. Ferească Dumnezeu de așa. Ferească Dumnezeu. Dar sufletul să nu ni-l vindem și dacă ne păstrăm sufletul și credința, putem să trecem mai ușor. Să știi că eu când am momente de astea de potigneală, așa, am urcat în mașină și mă duc la prietenii mei. Unde? Mă duc la duhovnicul meu, la părintele Serafim, la Suceava, mă duc la înaltul Calinic, merg la părintele Calistrat. Frumos, da, merg și stau la poeziei părintele Calistrat. Da, păi am fost în ianuarie, pe 1 ianuarie am plecat cu prietena mea, cu Mary, pe 1 ianuarie și ne-am întors pe 5 ianuarie de Bobotează, că am vrut să fiu pe 6 acasă. Deci nu era cu tine când am reușit legătura Skype, că trebuia să-l avem de Bobotează aici. Am aflat, am vorbit după aia cu părintele, au fost niște cetățeni, o lungă serie de cetățeni de Republica Moldova care ni l-au răpit, dar o să fie, o să vedeți, o să vorbim să la momentul. Să știi că a fost foarte ocupat. Și noi l-am răpit de la Vlădiceni și l-am adus la Bujoreni. La, aha, deci nu l-ai răpit mănăstire, în ziua aia, să știu dacă nu pe 6, pe 5 l-am răpit și a stat toată ziua și ne-am dus la animăluțe, deci a fost o zi foarte superbă. Da. Pe de altă parte, am observat și, de fapt, nu numai eu am observat, foarte multe lumea a observat că voi, care ați fost o echipă, în continuare vă e greu să nu vă gândiți, că l-ai pomenit fără să vorbesc eu, fără să-ți amintesc eu pe Petrică. De Petrică? Petrică ne lipsește, uite mi s-a zbălit pielea pe mine. Petrică ne lipsește foarte mult. Chiar dacă stai acasă și nu ești la o filmare sau la un spectacol, tot navigând pe internet, tot găsești ceva cu el și automat nu-mi dă starea aceea de bine. Iar la filmări sau la spectacol, am avut un spectacol la Sala Palatului, măi Cristi, fizic nu era lângă mine. El trebuia să fie în acel spectacol. Așa. Fizic nu era. Dar nu știu cum să-ți spun și să înțelegi exact ce spun. Acesta de altfel este și momentul în care... Ăsta este momentul. Măi, dar îl simțeam nu fizic, dar îl simțeam energetic. Îl simțeam lângă noi. Acolo este Mariana Ionescu Capitănescu, care văd că ai izbucnit în lacrimi. Cu Costel, dar nu spun ce moment. Nu spun cum a fost momentul. Noi n-am știut că va fi așa. Adică să ne scoți, să ne faci prezentarea aia și du-te și cântă după aceea. Greu a fost, foarte greu. La un moment dat a și zis Mariana, haideți, ajutați-ne și scoteți-ne și pe noi din stare. Nu mă întrista acum, că mă pierzi. Nu vreau Cristi să te pierd, este un moment mă foarte pierzi. Frumos, evident, era vorba acolo de Petrică Mutuse. Vreau să te întreb, uite, mut puțin din acel moment, vreau să întreb dacă l-ai visat. Eu nu l-am visat, Cristi, dar nu l-am visat niciodată, dar am visat, uite aici a fost ideea lui Petre, da, acolo unde e cu maestru Botgros, zice hai să facem o poză de aia veche, așa, ca pe timpuri veche. Hai, da, maestru Botgros, rămâneți puțin aici, maestru Botgros era copilul, eu eram mama. A, dacă e scund așa, domnul Botgros. Eu eram mama, ideea lui, că el avea din astea, el avea ideile astea așa. A, și Petrică e tatăl, și capul familiei. Și el e tatăl ăla, da, tatăl ăla, știi, boierul ăla. Da, pieptul înainte, așa. Exact, și cu mâinile pe, vezi cum le ținea el. Tu așa, iar eu cu mâinile pe el. Decența aia. Și maestru Botgros, copilul, așa.
vom veni cu toții. A fost un moment foarte tare. Da, ne-am amuzat și noi după aceea. Nu l-ai visat, da. Dar l-a visat o admiratoare, ce crezi? Mă sună o admiratoare și îmi spune: doamna Steliana, sunt o iubitoare a cântecului popular, nu mă cunoașteți, nu vă cunosc, dar n-am spus asta, nu, am vorbit, l-am sunat pe Doru, pe Costel, pe Mariana, le-am spus atunci când a fost. Și zice, l-am visat pe domnul Petrică Mățu Stoian azi noapte. Simțeam nevoia să spun cuiva. Nu aveam numărul de tele. Am vrut să, ori cu dumneavoastră, ori cu doamna Mariana, ori cu domnul Ienceanu să vorbesc. Dar nu aveam niciun număr. Și atunci l-am rugat pe nepotul meu să-mi găsească un număr de la unul dintre dumneavoastră. Colipei, da. Și zice, v-am nimerit pe dumneavoastră. Se dusese la o nuntă. Și când a ajuns la nuntă a spus: măi, oameni buni, eu nu mai merg la nuntă, mi este foarte rău, trebuie să merg, stau în mașină. Uite, am venit, cheamă socrii mari, cheamă toți organizatorii implicați în eveniment, sunt aici, dar nu pot să cânt. El era foarte transpirat în această cămașa lui albă, de care o știm foarte bine, aia frumoasă așa și cu mâneca aia. Asta. Da, exact. Și atunci, zice, eu am spus, zice, domnul Petrică, stați să vă aduc eu o cămașă de la soțul, doamna respectivă, vă aduc o cămașă de la soțul meu, că numai ce le-am spălat, le-am pus pe umeraj, le-am așezat așa frumos și aveți toată încrederea și vă aduc eu o, de poate că doamna ne și vede, că nu știu pe doamna, nici numele nu i-am reținut și... în sfârșit. Și zice, și vă dau eu. Și apare în peisaj doamna Maria Loga. Așa. Și spune: nu, nu-i dați o altă cămașă, lăsați-l cu cămașa lui, pentru că nu-l cunoaște, nu o să-l cunoască lumea. În sfârșit, trece de momentul ăsta și spune: hai să-l ducem la doctor. Doamna Steliana, eu l-am însoțit. Când l-am dus la doctor, se deschide o primă ușă și acolo zice: doamne, ce am văzut. Zice, se făcea că era o asistentă acolo, dar pe jos erau oameni, zice, cred că erau și morți. Erau câini întinși pe acolo, pe jos. Adică ca și morți. Și atunci spune, când am deschis ușa: a, nu. Nu aici cu domnul Mățu, mergeți în partea cealaltă. Zice, la ușa cealaltă. A mers la ușa cealaltă, a închis ușa, deci nu acolo trebuia să intre el. A mers la ușa cealaltă și era o ușă imensă, o ușă în formă de nai. Aurită, da, eu reproduc exact, da, în formă de... Deci nu eu l-am visat, doamna, aceasta admiratoare, o femeie de foarte bună credință mi s-a părut, a simțit nevoia să împărtășească acest vis și m-a nimerit pe mine la telefon, le-am spus și colegilor ți-ați și uite că ești primul căruia îi spun acest vis. Așa, o ușă imensă, în formă de nai, aurită, deschide ușa și ce crezi? Ca o nuntă era. Mese întinse, bogate, lume, mi s-a zbălit pielea pe mine și spune: în sfârșit a venit domnul Petrică Mățu Stoian. Și l-au primit cu aplauze, l-au primit cu: doamnă, stați așa că nu poate să cânte, doamna, zice. Noi am venit la un consult, că nu se simte bine. Nu, lăsați-l că e pe mâini bune, mergeți liniștită că e pe mâini bune. L-au luat, l-au băgat în încăperea respectivă, imensă și veselie și bucurie. Și îi spune: măi, fată, strigă după doamna respectivă, ia colea 5 lei și du-te și cumpărăm și mie o salată de varză albă cu varză roșie, amestecată. Și cumpărăm o salată. Am luat banii doamna Steliana, m-am dus și am cumpărat o salată de varză albă cu salată roșie și m-am întors să o duc. Și când am vrut să intru în încăperea respectivă, mi-au zis de acolo, domnul Mățu era într-o petrecere și era foarte bine și mi-au spus: lăsați-l, aveți toată încrederea că îi dăm noi salata, lăsați-l că e pe mâini bune.
Și m-am trezit, spune doamna. Vis, da. Da, extraordinar visul. Deci, deci, și l-am sunat pe Doru și i-am spus, Doru, dar fii atent, știi când a fost visul? A fost după ce au făcut de 40 de zile. M-a Foarte sunat interesant. Doamna respectivă. După ce a făcut de 40 de zile. Și l-am sunat pe Doru, i-am spus că i-a făcut Doru toate pomenile, așa da. Cum m-a trebuit, toate pomenirile. Da. Așa? Și a zis, o să-i, i-am dat steliana de toate. O să-i fac și o varză separat. Bă, zi, mai pune-i și tu, dincolo de post de astea, mai pune-i o friptură, mai dă-i o varză roșie cu varză albă, dacă Absolut. Vrea. Da. Dar, foarte interesant. Ceea ce reținem din acest vis reținem este că el a fost între două zone. Nu acolo a trebuit, și unde era unde cumplit. Locul luminos. Da, loc luminos, cu petrecere, și ușa aceea în formă de nai, un nai mare, imens, aurit, așa frumos, auriu așa, și când a deschis, în sfârșit a venit domnul Petrică Mățu Stoian. Da. Da. Cumva cred că este o Interesant. Comunicare de dincolo. Poate că da. puteți să o luați așa cei care credeți în acest gen de comunicare, că Petrică Mățu Stoian ne-a trimis un mesaj că e bine și a cerut o varză. O varză albă cu varză roșie. Exact, a cerut, dacă i s-a dat, să fie salată. Primit. Salată. Doamnelor și domnilor, după pauză vor mai vorbim cu Steliana Sima, dar și cântăm. Domnilor, o întâlnire ca de obicei fermecătoare, dar și o să stăm și într-o bună zi o să analizăm acest vis. Pentru că înseamnă că Petrică Mățu Stoian a vrut să ne spună ceva de acolo și ne-a spus eu, că și e bine. Și eu îl consider ca un mesaj. Eu nu l-am visat, îmi pare rău, dar dacă doamna respectivă ne vede, sigur ne vede. Puteți să o contactați, da, și o rog să mă sune din nou și puteți să o contactați. Nu pe mine, să nu mă contactați pe mine, că eu nu l-am visat, din păcate. Da. Mulțumim foarte mult. Vorba și pentru că a venit vorba, m-a întrebat de vis, chiar numai bine uitasem. Da. Anul ăsta, deci. Nepoțelul, sănătate și voioșie. Slavă Domnului, da. Asta vă doriți? Da. Altceva ce și-s mai... Și-s bogată, ca am părinții, și să mi țină Dumnezeu sănătoși, și-mi trăiesc părinții, să fie sănătoși. Am familia întreagă, reunită, cu sănătate, cu... Asta e cel mai frumos lucru care se poate întâmpla omului, știi? Foarte bine. Pe de altă parte, azi avem echilibru. O premieră. Așa cum am avut mai devreme cu Dan Helciuc o premieră, avem și cu Steliana Sima, care face parte din... Face parte, cântecul pe care îl cânt, face parte după noul album, se intitulează Învăzui băiatul mire, pentru că... când o să... Că, mă rog... Când o să mai fac un titlu, un astfel de titlu? Acum! Acum, dacă tot am lansat albumul, acum așa păi se da. Va și intitula Învăzui băiatul mire, album care conține 15 piese. Am început să le... am deja 9-10 urcate pe YouTube, mai sunt 5 și apoi vin și cu el fizic. Dacă asta e moda Cristi acum, da. Ce să fac? Doar spuserem la începutul emisiunii că... Încercăm și noi să ținem pasul cu tot ce Da, e bine. Steliana, Steliana printre oamenii populari, iubiți din zona de folclor, pe care, evident, oamenii îi urmăresc acolo unde sunt. Hai să ascultăm o piesă, că sunt foarte curios, doamnelor, domnilor. O invităm unde pe Steliana acolo unde ați cântat și la Revelion, dragi.